Mai mulți angajați de la electroputere au ieșit joi în curtea fabricii după ce ieri au mai oprit lucrul circa 400 de angajați. Salariații se află în plin proces de negociere a contractului colectiv de muncă și cer măriri de salarii. Protestatarii acuză că salariul net al unui muncitor la electroputere este de 1300 de lei după 10 de ani de muncă, în timp ce salariile personalului TESA sunt duble sau chiar triple. Ce ați ieșit astăzi? Din cauza salariilor. De ce anume? Păi să vă arăt un fluturaj de salariu? Ia uitați, l-am arătat și la... ia vedeți că ochelarii e din ianuarie 2018, da? 1347 de lei? 1347 de lei, după 42 de ani de muncă în electroputere, n-am plecat nicăieri. Și de ce aveți așa de puțin? Păi, întrebați conducerea, eu mi-am făcut datoria și mi-o fac când m-am destat pe aici. Ce cereți astăzi de la conducerea unității? Salarii decente. Și la ce sumă v-ați gândit? Noi, sindicatul, s-a gândit la 500 de lei brut și ce rămâne după impozitare. Deci cam vreo 3. Ne-a oferit dumnealor doar de la 95 de lei acel bon de masă, ne-a făcut 15 lei. Atât ne-a oferit. De la 9,50 lei? De la 9,50 lei s-a făcut 15 lei. Atât, a zis că doar atât poate. Picioarele umflate din cauza bocancilor. Nu e proastă de calitate. Am două perechi, s-a luat talpa. Și printre altele, dar noi ne aflăm aici pentru că avem salariile mici. Salariile sunt foarte, foarte mici. Inflația pe piață e destul de mare. După 37 de ani de muncă. 33 de ani de muncă. 37 de ani cu 1920, ăsta e salariul. Am ajuns după atâția ani de zile nici salariul care m-am angajat prima dată. Brutul. Se spune că dacă nu ne convine să plecăm, nu avem cum să ne mutăm noi de aici, ei ar putea să plece, că ei ne-au găsit pe noi aici. Astăzi liderul de sindicat, spuneți-mi de ce au ieșit oamenii astăzi în stradă? Au continuat greva spontană de ieri datorită faptului că la negocierea contractului colectiv de muncă nu s-au obținut revendicările solicitate, respectiv revendicarea salarială e singura importantă pentru noi. Ce majorare salarială revendicați? Sumă fixă de 300 de lei net la toată lumea. Deci nu procentual, nu diferențiat. Exact ce v-am spus eu. Da. Și ce a spus conducerea unității? Că firma este pe pierderi de 5 ani de zile, în fiecare an cresc pierderile față de anul anterior și că nu pot să ofere mărire salarială în momentul ăsta. În uzină era așteptată joi după amiază o echipă de inspectori de la ITM Dolj, care are rolul de conciliere pentru respectarea legislației muncii. Încă nu a fost declanșat conflictul de muncă.